what I really feel is you. Once upon a time I was hurt, I don't wanna be alone no more. Got you something from the liquor store, little bit of CIA and some more. Try to open up a little more, sorry if my heart a little slow. And I thought that tu, spune-ne cum te cheamă, de unde vii, câți ani ai? Stai puțin, să-mi revin. Stăm? Mă numesc Anastasia Budeșteanu, sunt din Galați și am 20 de ani. Uitați-vă la privirea lui Tudor, de prădător. Zici că stă undeva într-un tufiș și așteaptă momentul potrivit. Va fi mare bătălia pentru fata asta. Mare bătălie. Ești o bucurie. Ești o bucurie pentru toată energia pe care ai pus-o în cântecul ăsta, pentru ce ai făcut pe scena asta, pentru faptul că ești foarte sigură pe tine, pentru vârsta ta, iarăși un mare, mare atu pentru orice antrenor pe care l-ai avea. Sigur că mă, pe mine să te am în echipa mea, mor aici, pe loc, pe jos. Dar, na, acum cred că o să fie o luptă crâncenă, pentru că toată lumea te vrea și o să scoatem armele din pod. Dar nu, sincer, cum spunea Denis într-un moment al emisiunii, nu știu, cred că ești făcută pentru echipa mea, nu știu. Mă bucur mult să aud asta, mulțumesc din suflet. Sunt momentele alea în care până și argumentele pe care le-aș putea aduce pe masă dispar, pentru că încă strălucește în încăpere interpretarea ta. Vă mulțumesc din suflet. Sunt copleșită, nu vine să cred. Efectiv, este incredibil ce se întâmplă aici. Cred că ai o voce care poate să ajungă departe în competiția asta. Și evident băieții ăștia mai cu experiență au simțit treaba asta, au simțit miros de sânge, cum ar veni. Adică, da, ne-am dorit foarte mult să vii la noi în echipă. Mult tare. N-avem o voce ca a ta în echipa noastră, deși avem multe voci extraordinare, dar avem voci spectaculoase, dar o voce ca a ta nu. Cred că am ști foarte bine să o punem în valoare în competiția asta. Și mai ales de atât ai avea și cu cine să lupți. Anastasia, da. Eu cred că momentul tău, care a fost unul extraordinar, are nevoie de un alt moment și mai extraordinar, pentru că foarte mulți concurenți rămân cu prestația din audiții și atunci trebuie să-ți găsești un antrenor care să te pună în valoare și mai mult decât în audiții, și eu cred că pot să fac asta pentru tine. Mi-ar plăcea să te duc departe în concursul ăsta, mi-ar plăcea să lucrez cu tine, mi se pare că ești o voce ceas care poate să facă aproape orice. Vreau, sunt curioasă să găsesc și ce nu poți să faci, că poate aș putea să te învăț. Așa că te aștept în echipa mea, sunt foarte, foarte dornică să lucrez. Eu am fost foarte nerăbdător să vorbesc, o să mă ridic un pic în picioare. În primul rând o să-mi cer scuze de la colegi. Dragii mei, această luptă a fost inegală de la bun început.
După care o să continui să-mi cer scuze de la tine, Anastasia, pentru că nu ți-am recunoscut vocea. Dragilor, noi am mai lucrat împreună cu Anastasia. Eu n-am știut că eu o să fiu în concursul ăsta. Noi am cântat pe aceeași scenă, se poate de spus. Mamă, ce atuare, Denis! Dar nu mi se pare inegal, adică nu e un motiv să vină la tine în echipă. Ba da, pentru că ea a văzut cum eu sunt ca persoană, ca om. Și am avut o chimie foarte bună. Anastasia, ești un om extraordinar. Ai o voce Anastasia. Superbă. Anastasia, asta înseamnă nu că a venit chitină pe tine? Anastasia, nu, stai. Nu trebuie să iei decizia asta sub presiunea unui om pe care îl cunoști. Nu, sigur. Nu, stai. Viața este frumoasă tocmai pentru că putem să trăim experiențe diferite. Bro, nu sunt bro. Stai un pic. Deci, domnule, te rog frumos, domnule. domnul bro, mai am un domn bro. Deci, ideea în viață este să trăiești experiențe multiple. Muzica nu este despre monogamie. Muzica este despre Smiley, despre Kirilă, despre Denis, despre Irina. Faptul că voi ați avut o conexiune cândva. Vrei să spun ceva? Nu pare o fată plictisitoare sau care să se plictisească într-o relație pe care... Anastasia. Da. Te vreau nu în echipa vreau mea. Asta. Pentru că libertate, pentru că... Nu, că la noi stai cu cătușe, pentru da? Că, pentru că emoție, pentru călătorie, pentru alegeri de piese, pentru foarte multe lucruri. Dar mai ales pentru a te păstra așa cum ești dar și a te că face din ce în ce în ce mai mare și mai puternică. Mulțumesc! O să folosesc ceva ce n-am mai folosit până acum, pentru că de vreau foarte tare. Mi-ar plăcea foarte tare să-ți scriu o piesă. Ah, păi dacă venim cu de-astea... Păi hai, mie mi-ar plăcea să-ți dau 3.000 de euro. Nu vrei să-ți dau niște bani? Banii se duc, piesa rămâne. Eu vreau să-ți dau bani. Tu ești mai obișnuit așa? Ce contează, frate? Dacă luăm așa pe ce avem de oferit, dăm și niște bani puși pe draft. Banii se duc, piesa rămâne. Nu se... Păi da, dar cu banii poți să cumperi o piesă? Nu, pentru că e mai scumpă piesă pe care nu o cumperi. Care ți-e dăruită. E adevărat, e corect. Irina, oricare din noi ar fi în stare să scrie o piesă pentru noi. Nu, dar iertați-mă, eu văd că ai o afinitate către Irina sau către Denis. E vizibil, e foarte vizibil. Dar mi se pare că deja cunoști un pic zona asta. N-ai vrea să cunoști și altceva? Da. Și mai e o chestie. Grația interpretării tale nu trebuie întreținută nici cu bani, nici cu piese, ci cu mentorat. Trebuie să-ți alegi un antrenor care să te conducă în acest concurs. Ar fi trebuit să fie prima ei afirmație când s-a întors. Vreau să scriu o piesă pentru tine. Ești extraordinar. N-a fost prima, a fost a opta. Deci, Tudor este extraordinar. Eu. Bă, Tudor, ce a lui? Pui de parte, de aia și... E maestru al cuvintelor, nu știu. Alege. Hai. Este o decizie foarte grea. Uf, Doamne, ce greu este. Vreau să vă mulțumesc din suflet că v-ați întors la mine și că ați văzut potențial. Vă respect pe fiecare în parte și îmi sunteți extrem de dragi și vă ador pentru ceea ce faceți. Dar... voi alege în această seară ceva ce nu îmi stă în fire, și anume drumul bătătorit. Deci, voi merge mai departe cu... Denis! E o plăcere deosebită.